Vi se pare că Iohannis mai e interesat de ce se întâmplă în țară, de guvernare și de perspectiva lui politică, sau este foarte focusat pe ce se întâmplă cu domnia sa la final de mandat și cu o posibilitate de a se căra la NATO, Comisia Europeană, pe unde mai trageți fori? Nu știu, mie mi se pare că Iohannis și doamna Iohannis, în general, s-au dovedit niște oameni destul de autosuficienți și foarte preocupați numai de cum arată ei, și nu am văzut, deci, la fel, o mulțime de gesturi care Iohannis le-a promis la început, când credeam că e președintele societății civile. Nu, am stat toți nopți întregi, treci pe Facebook ca să-l alegem pe el. Și el a făcut niște promisiuni minunate, cum se vor vinde numai cărți în mandatul lui, cum va face una, cum va face alta. Eu vă spun că era un enorm de mare entuziasm când cineva avea o problemă. Da, era o problemă la Institutul de Fizică Atomică. Imediat l-am rugat pe Iohannis să se ducă, că simpla prezența președintelui, și el părea dispus, deci părea că va fi acest gen de om, când să știți că nu e nevoie de legi. E destul ca președintele să dea o orientare, să apară undeva și să zică: măi, nu-mi place ce faceți voi aici. Nu asta așteaptă lumea, să nu mai aude voi că faceți așa ceva. Și ar fi absolut perfect, da? Dar încet, încet el s-a șters din toate aceste zone, complet, a dispărut. Dar ce s-a întâmplat, doamna Pipidi, psihologic, dacă vreți, că aveți și pregătirea asta la bază, ce s-a întâmplat cu el, că a suferit evident o transformare, cel puțin când în al doilea mandat n-a mai dat niciun interviu, de-abia mai face câte o conferință de presă, este stresat, angoasat, deranjat de orice corp străin care interacționează cu el. Ce s-a întâmplat? Oamenii care ajung la putere, cum să zic, este un raport, oamenii care ajung la putere fără o pregătire culturală corespunzătoare, ca să spun așa, și în cazul lui Iohannis, în mod evident, cei a lipsit lui Iohannis au fost un grup de oameni. Iohannis n-a avut niciun fel de partid, el n-a avut în jurul lui niciun fel de specialiști de calitate, nu? Deci gândiți-vă că specialiștii lui de calitate erau oameni pe care îi luase de la Adrian Năstase, pe care după aia a încercat să zică că vai PSD și Adrian Năstase, dar care erau oamenii lui? Cine? Dan Mihalache și Leonard Orban, amândoi fuseseră în guvernul Năstase. Altceva, el n-avea pe nimeni. N-avea pe nimeni. Și neavând pe nimeni, s-a sprijinit pe singura infrastructură de cunoaștere pentru politicile publice pe care a întâlnit-o, și aceasta era cea a serviciilor secrete. Și trebuie să înțelegeți că Iohannis era complet nepregătit să fie președinte. Complet. Era adică complet nepregătit să fie președinte. Bun, nu știu dacă ceva... Da, Pipi, acum la mod onest, nu știu dacă ceva te poate pregăti pentru funcția asta. Da. Iertați-mă, dar există niște elemente de cultură generală, de exemplu, niște cultură generală europeană. Ok. Europeană, da? Nu le ai? Eu am văzut că domnul Bolojan, pe care îl respect, a spus când s-a vorbit de candidatura lui la președinție, a spus: domnule, nu știu, eu poate că m-aș încumeta să fiu prim-ministru, dar drept să spun de președinte nu cred că aș fi bun, pentru că sunt un primar foarte competent, mă pricep foarte bun la chestiuni interne, dar nu m-aș pricepe la chestia prezidențială, care presupune o anumită experiență externă, măcar interesul de a citi despre lucruri externe ani de zile. Când ești primar, nu te preocupi de lucrurile astea, că ai altă treabă de făcut, da? Dar în sfârșit nu-i nimic dacă ar fi avut, da. El n-a fost, oameni n-au fost, vulnerabilități au existat la el și la Partidul Național Liberal, și vidul a fost umplut de băieții din diferite zone, care însă aveau interesele lor economice și care a căror rețele care existau de sub Băsescu, dar erau mai marginale. Da, erau în cooperare cu Udrea și trupa ei, acum s-au generalizat. N-a fost o excepție că ăla cu, cum îl cheamă, antisepticile, vindea antisepticii la toate spitalele din țară și nu mai avea niciun concurent, nicio licitație. În multe zone, în acest moment, este așa cu firme ale serviciilor secrete. Iar ce au vrut ei cu legile astea? N-au vrut ceva nou. Ei au vrut doar să legalizeze aceste situații ilegale. Corect. Care existau. Corect. Asta a fost. Da. Asta a fost și asta este marea bătălie. Bun, și atunci... și sunt șanse parțial să le iasă, pentru că nu văd zonele autonome din societate care să se mobilizeze și să lupte contra lor. Bun, dar pe de o parte, doamna Pipidi, avem situația pe care am portretizat-o împreună, și de cealaltă parte, știți cum e, reacția hoțului de regulă când este prins, încearcă ori să fugă, să sară gardul, să iasă din mașină, din duba poliției. La noi reacția hoțului a fost: hai zis, domnule, că nu e treaba voastră, sunt niște drafturi, mai vorbim, nu le-a scris nimeni, dar nici nu pot să vă spun dacă au trecut pe la Cotroceni. Ciuca a zis, parcă a trecut ceva pe la cancelarie. Noroc că s-a spart ție, necoordonat fiind cu celelalte două structuri, în care a zis: da, nene, le-am scris noi, le-am trimis și la administrația prezidențială. Ne și mint pe față. Asta e și mai deranjant.
De ce să nu ne mintă în momentul în care nu există, de ce nu s-a depus imediat o moțiune de cenzură în Parlament pentru acest fiasco, pentru că a fost un fiasco foarte mare. Practic au mărturisit că au făcut ceva ilegal, că au lăsat secrete să fie niște legi. De ce nu s-a introdus o moțiune de cenzură? Domnule, n-ar fi strâns semnături. Cine s-o introducă, doamna Pipidi? Nu vă spărați. Cine? AUR și USR. AUR există e preocupat cu nunta lui tânărului Ginerică și USR... Scuzați-mă, au pierdut luni de zile, au zis că au strâns 2 milioane de semnături să-l demită pe Iohannis. Asta era ocazia de AUR, dacă într-adevăr ar fi ei un partid autonom, da. Și așa mai departe, nu? Deci concluzia dumneavoastră amară este că și puterea și opoziția este în momentul de față deținută de servicii, de taberele din servicii și că suntem cumva într-un soi de fatalitate. Așa, dacă se află de nenorocirile pe care le fac și le putem preveni bine, dacă nu se află, ghinion, cum ar spune un clasic în viață.